Vă salut, prieteni! Sunt Claudia și mă bucur să fim împreună și astăzi. În minutele care urmează vă prezint un material interesant despre dovezi care pot răsturna istoria actuală a omenirii. Primul om și axa lumii au legătură cu România. Informațiile au apărut în numărul 296 al revistei Independentul, într-un articol scris de Petre Dogaru. Miturile sumeriene, egiptene, maiașe, chineze, ca să cităm doar câteva dintre ele, pe cele mai cunoscute, vorbesc despre fluviul ceresc al creației, denumit când coloana de susținere a cerului, când crocodil sau dragon. Toate aceste denumiri se referă la cordonul ombilical care făcea legătura dintre cer și pământ, fiind o poartă de legătură cu universul. Nimic altceva decât ceea ce anticii denumeau axis mundi, axa lumii. Conform unei teorii controversate, dar nu lipsită de argumente, prin axa lumii, ajutați de puternicul flux energetic, au debarcat extratereștrii, creând oamenii primordiali. După unii cercetători, în frunte cu generalul V. Dragomir, axa lumii trece prin maximul energetic al planetei, situat în masivul Godeanu. După alții ar trece prin muntele sacru al dacilor Cogaion, adică Bucegi. Adam Clisi se pare că ar fi fost pământul lui Adam și conține codul genetic. Conform scripturii, Dumnezeu a creat din lut prima ființă omenească, pe Adam, care în limba ebraică înseamnă om. În 2003, cercetătorii americani și francezi au ajuns independent unii de alții la concluzia senzațională că elementele de bază ale vieții biologice se ascund în pământul obișnuit, confirmând concepția biblică a originii omului. Isabella Iorga ajunge la concluzia că prin numele de Adam se înțelege ADN-ul uman, care conține însuși codul genetic al organismului, intrat în subconștientul popoarelor drept arborele vieții. Scriitorul E. Delcea remarcă pe bună dreptate că respectivul arbore este unul dintre cele mai vechi elemente decorative prezente în arta populară românească. Profesorul T. Diaconu, pe baza unei metode proprii de analiză a scrierii hieratice, adică sfinte, scrie despre cuvântul Adam Clisi că are două părți clare, Adam și Clisi, iar înțelesul este pământul lui Adam. Ori încă din Paleoliticul Mijlociu, adică 100.000-40.000 înaintea erei noastre, peșterile Cheia, la Izvoare, și Târgușor, la Adam, din Dobrogea, au fost locuite. Doctorul D. D. Farcaș, vicepreședintele Asociației pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate din România, apreciază că prezența extratereștrilor pe Terra datează de cel puțin 25.000 de ani. Într-o cronologie discutabilă, E. Delcea coboară experiențele extratereștrilor în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic acum 10 milioane de ani, având ca rezultat populația Ramani, toate civilizațiile terestre având inițiatori veniți din zona stelei Sirius, din constelația Orion. În sprijinul teoriei că oamenii primordiali au apărut pe plaiuri mioritice, Delcea aduce ca argument Australopithecus oltensis de la Bugiulești, Vâlcea, cu o vechime de 2 milioane de ani, dar aici este vorba numai de oase de animale folosite ca unelte. Singura dovadă certă ca vechime, circa 50.000 de ani, fiind falanga de picior a unui om de tip neandertal, descoperită la Ohaba Ponor în Retezat. Lăsând la o parte controversele legate de subiect, cercetări recente duc către localizarea Edenului, inclusiv în Carpați și la Dunăre. Cercetătorii geneticieni de la Berkeley, California, comparând tipul de ADN mitocondrial, care se transmite numai pe linie maternă, au ajuns la concluzia, pe cât de indiscutabilă, pe atât de senzațională, că toți oamenii de pe pământ se trag dintr-o singură femeie,
care a trăit acum 350.000-200.000 de ani. Deci, Eva biblică, al cărei nume înseamnă în ebraică viață, a existat, completând perfectul echilibru al creației. Și este posibil ca acele ființe perfecte, de tip Hava, adică Eva, create din eter și apă, să fie chiar îngerii din ceruri, respectiv cei 144.000 de sori cu care a coborât Dumnezeu pe pământ. Adam și Eva trăiau în mirificul Eden, unde totul era învăluit într-o lumină roz, rezultată din reflexia razelor pe suprafața bolții de gheață din jurul terei, dovedindu-se experimental că erau asigurate condiții optime atât pentru conservarea ADN-ului uman în stare inițială, cât și pentru dezvoltarea optimă a celulelor plantelor. Spațiul cu vegetație luxuriantă al Edenului se întindea în jurul a patru fluvii: Ghilon, adică Nilul de azi, Hidekel, Tigrul, Eufrat și Pison. În ce privește Pisonul, există două variante, dar între Gange și Dunăre, ambele considerate sfinte, considerăm că varianta corectă ar fi Dunărea, locuitorii antici riverani, numindu-se Fisoniți sau Dabieni, care, în opinia lui Pseudo Cezarius, erau foarte cucernici, abținându-se de la consumul legitim și nevinovat al cărnii. I. Iorga deduce că țara Havila se afla la nord de Dunăre, fiind de acord cu scriitorul Escoril, care echivalează Havila cu Valhia. Pare o teorie destul de greu de digerat, dar N. Densușianu, membru corespondent al Academiei, a fost convins că centrul populațiunii neolitice din Europa, al oamenilor născuți din pământ, a fost în zona porților de fier, munții Bucegi, munții Buzăului. Marele istoric V. Pârvan scrie că eroul Hercule, de la care își trage numele stațiunea Herculane, era Dac. Celebrul bioenergetician Iulian Urzicianu, primit de însuși Papa Ioan Paul al II-lea, a constatat că la băile Herculane, la cascadă spre șapte izvoare, este cel mai încărcat punct energetic din lume. În zonă, la peștera Hoților, s-a semnalat prezența unor vânători și pescari acum 10.000 de ani, iar puțin mai departe, la Totești, în ținutul Hațegului, au fost găsite brățări de aur sub formă de capete de viperă din specia Amodites, specie comună în tot sud-vestul Daciei. După cum se știe, șarpele a fost cel care a dus în grădina raiului păcatul de moarte. Conform mitologiei, Hercule, care era Dac, a avut cu Echidna, care era Tracă, trei fii din care se trag neamurile înfrățite ale agatârșilor, gelonilor și sciților, înrudite, bineînțeles, cu dacii și tracii. După Homer, sciții ocupau întreaga regiune de nord a lumii vechi, cunoscută sub numele de Terra Antica. Socotindu-i pe pelasgi drept strămoși ai ramanilor, având unul dintre centre la porțile de fier, se poate lansa supoziția că Edenul se întindea și la nord de Dunăre, la Herculane, unde există și o climă submediteraneană care păstrează până astăzi exemplare endemice ale unor flore luxuriante care exista înainte să aibă loc procesul de inversare a polilor. Este de asemenea important de reținut teoria lui René Guénon, unul dintre cei mai mari savanți sufiști ai secolului al XX-lea, potrivit căruia axa lumii nu coincide în mod necesar nici cu axa de rotație și nici cu axa magnetică a Pământului, deși aceasta se poate petrece uneori. Întorcându-ne la miturile antice, este necesar să specificăm că Axis Mundi era canalul de energie cosmică. Nicolae Densușianu menționează că, după ideile astronomice și geografice ale antichității clasice, polul nordic, în jurul căruia se învârtea universul, atingea pământul lângă Dunăre, pe teritoriul geților, în particular pe munții Ripei, adică Carpații Meridionali. Conform acelorași idei, osia sau axa în jurul căreia se învârtea cerul
trecea prin centrul Pământului. Deci și Universul și Terra aveau o axă comună, Axis Mundi sau Axa Lumii. Cei care susțin că leagănul omenirii se află în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic localizează axa respectivă pe muntele sfânt al dacilor, Cogaion. Însă localizarea precisă a acesteia este o problemă controversată. După 4 ani de cercetări asidue, ingineră Corina Pănculescu este convinsă că Cogaionul, centrul energetic informațional al Terei, se află în Bucegi, mai precis pe vârful Bucura Dumbrava din apropierea vârfului Omu. Este o ipoteză care este necesar să fie verificată, dar relatările unor persoane demne de toată încrederea arată faptul că acestea s-au încărcat energetic pentru o perioadă de timp după ce au vizitat platoul Bucegilor, iar în jurul Sfinxului a fost observat un halou de lumină cu efecte benefice asupra organismului. Este posibil ca datorită fluxului energetic favorabil, la primii pași ai evoluției umanității prin poarta Cogaionului, să fi venit reprezentanții unei civilizații extraterestre care a îndrumat omenirea. Alții localizează această poartă în peștera Ialomicioarei din Bucegi, unde au loc fenomene paranormale, unul dintre acestea fiind acela că lămpile se sting în timp ce lumânările rămân aprinse. Mai sunt și cei care localizează Cogaionul în masivul Godeanu, cel mai sălbatic și mai puțin cercetat din Carpații românești. Teoria lui Alexandru Borza, care localizează arbitrar muntele sfânt pe vârful Gugu, în masivul Țarcu, din Banat, nu a rezistat criticilor. Generalul V. Dragomir a demonstrat științific că punctul geografic cel mai înalt din punct de vedere energetic de pe întreaga planetă este masivul Godeanu. Fenomenul a fost demonstrat de V. Dragomir pe cale astrogeodezică și gravimetrică, în masivul Godeanu creându-se un câmp magnetic atât de puternic, încât câmpul gravitațional capătă ondulații. Bineînțeles că, în legătură cu ipoteza existenței axei lumii pe plaiuri mioritice, ca poartă energetică spre univers, viitorul ne va aduce surprize. Miturile Dogonilor, mic popor african de pe teritoriul Republicii Mali, povestesc despre venirea pe pământ, într-o arcă rotitoare, a unor ființe legate de sistemul astral al lui Sirius. Dogonii știau că în jurul lui Sirius A se rotește Sirius B, astru descoperit mult mai târziu. Se presupune doar că Gea sau Gaia antică, zeița mama pământului primordial, ar avea un biocâmp, comportându-se ca ființă vie. De la getodaci, care credeau că sunt nemuritori, ne-a rămas o expresie plină de tâlc, luate-ar Gaia. Este binevenit ca fiecare dintre noi să mediteze la sensurile ei, într-o lume care face parte dintr-un sistem mai amplu, cu organizare de sine stătătoare, în care mecanismul de corectare este însăși axa lumii. Despre Axis Mundi sau Axa Lumii vorbește și Contele Incapuciato în revista Cosmos. Acesta face chiar o legătură între Getodacia și Shambhala și Agartha. Așa cum scria Mircea Eliade, celebrul scriitor și profesor în religiile lumii, Axis Mundi se află de 10.000 de ani în România. În fiecare cultură străveche a popoarelor de demult au existat mituri, legende și povești de tot felul, pline de învățăminte spirituale și de aspecte referitoare la soarta omenirii. Multe dintre acestea, care își au proveniența în zona Asiei Centrale, fac referire la un tărâm mitic plin de bunăstare și armonie, pe care tibetanii și hindușii l-au numit Shambhala. În alte variante, unii au numit acest tărâm sau lume drept Agartha. Amiralul Byrd, atunci când a zburat către Polul Nord, trecând mult dincolo de cercul polar de nord, a ajuns la o imensă deschizătură prin care a trecut cu avionul său, deși aparatele sale nu mai puteau indica mare lucru ca poziție în aer. Acolo, undeva în interiorul acelei imense deschizături, a fost întâmpinat, într-un tărâm mirific, plin de verdeață, de oameni înalți și blonzi,
foarte pașnici, cu care a avut un foarte interesant schimb de experiență. Desigur că și în Europa au existat povești legate de misterioasa Shambhala. De exemplu, eruditul ezoterist francez Saint-Yves d'Alvéidre, care s-a născut în 26 martie 1842 și a murit în 5 februarie 1909, scria în cartea sa Misiunea Indiei în Europa despre Shambhala și Agartha, că reprezintă forțele binelui pe pământ. În timp ce Shambhala, pe care o putem asemui cu capacitate executivă ca un guvern, propagă în lume cunoașterea și evoluția sub forma ideilor inspirate, Agartha reprezintă centrul binelui, un fel de parlament spiritual, de unde sunt trimise periodic misiuni speciale către diferite țări ale lumii, care joacă un rol major în evoluția pe multe planuri ale omenirii. În altă ordine de idei, Agartha este partea decizională, iar Shambhala partea executivă a acestei lumi paralele. Este posibil ca multă lume, chiar dintre cei aflați în evoluție spirituală, să nu creadă întru totul că există o asemenea lume spirituală paralelă, deoarece nu este perceptibilă simțurilor noastre fizice. Desigur că mulți au citit cărți despre acest subiect, existând sute în care se vorbește despre Shambhala. Dar ce legătură există între Shambhala, Agartha și România, vechea getodacie? Din lecturile ezoterice era cunoscut faptul că în vremurile de demult, cu peste 10.000 de ani în urmă, centrul spiritual al lumii fusese stabilit în Tibet, după căderea Atlantidei. Despre atlanți au rămas relativ puține surse de informare, dar se știe că erau foarte înalți în comparație cu noi. Aveau de la 2 metri și jumătate până la aproape 4 metri înălțime. Ei fiind acei uriași din străvechime, ale căror schelete s-au găsit în România, în țări învecinate nouă și la turci. Ceea ce stabilește clar o realitate, și anume că atlanții au existat în arealul mediteranean carpatic. Ei pot fi considerați și acei titani din legendele grecești ale Olimpului, care au dus un război cu zeii, fiind învinși și pedepsiți apoi. Dar să ne întoarcem la Tibet. Înainte de ultima glaciațiune, rasele umane s-au răspândit din Tibet în toată lumea, pe grupe, ramuri și direcții cardinale. Astfel s-au format popoarele sau neamurile, cum li se mai spune. Profesorul rus Ernest Muldashev, autorul cărților De unde provenim, a efectuat sute de cercetări legate de începuturile omenirii pe baza studiului ochilor raselor umane. Concluzia sa, separată de ce susține ezoterismul, este că începutul omenirii, prima dată, a fost în Tibet. A urmat apoi glaciațiunea și războaiele cu spiritele rele, descrise în textele tibetane și hinduse, Mahabharata și Bhagavad Gita, după care, mai spre vremurile noastre, Tibetul, ca centrul de spiritualitate, a fost invadat de China comunistă în anii 70. Actualul lider Dalai Lama fiind nevoit să plece în exil datorită invaziei respective. Este de înțeles că în urma unui asemenea nefast eveniment, centrul spiritual tibetan a migrat ca funcție. Și de obicei migrează înspre altă locație unde maestrii Shambhalei observă că spiritualitatea se menține la un grad destul de ridicat de manifestare în viața acelei societăți. De mii de ani, în paralel, aici, în zona Carpaților românești, s-a menținut vie flacăra spirituală a evoluției. Și în ciuda tuturor valurilor migratoare și a amestecului populațiilor venite dinspre Asia cu cea autohtonă, noi ne-am păstrat toate valorile intacte. Dacă vă uitați la toate celelalte popoare ale lumii, în afară de greci, restul neamurilor europene sunt niște amestecuri în diferite proporții între culturi diferite ca proveniențe. Tunelurile existente pe sub munții noștri de pe vremea getodacilor și chiar mai înainte, de pe vremea pelasgilor, precum și legendele despre o altă lume, țara Luanei, conturează o realitate datorită căreia România a fost ținta vreme de mai bine de 25 de ani
a tuturor tipurilor de atacuri posibile, aproape pe toate nivelele. Educația, sănătatea și valorile sociale au fost călcate în picioare tocmai pentru ca spiritualitatea să aibă de suferit și să intre în decadență. Dar nu s-a întâmplat așa cum plănuiseră adversarii luminii. De aproximativ 12 ani, centrul sau polul spiritual al civilizației s-a mutat treptat dinspre Tibet în România. Rostul existenței unor zone sacre, precum Sfinxul din Bucegi, Sanctuarul de la Sarmisegetuza, Ceahlăul, Retezatul și multe alte locuri de acest fel, determină accentuarea acestui pol spiritual care se mută aici la noi. Căci ce rost ar fi avut dezechilibrarea aceasta atât de înverșunat aplicată asupra României și nației noastre, dacă nu degradarea spiritualității, spune contele Incapuciato. Dacă am fi avut cine știe ce bogății și resurse de petrol, precum arabii, mai ziceam că asta ar fi fost motivația, să ne fure averea pământului. Dar nu dispunem de asemenea resurse atât de mari. Și logica este că doar pentru mutarea polului spiritual din Tibet în România, țara noastră și națiunea au fost ținta unor distrugeri majore. Așa cum scria Mircea Eliade, celebrul scriitor și profesor în religiile lumii, Axis Mundi se află de zeci de mii de ani în România. Nu vi se pare dubios deloc faptul că în toate mitologiile balcanice și europene se vorbește despre tot felul de zei, și mai mici și mai mari, dar despre Zamolxe deloc? Zeus, Jupiter, Ares, Marte, Venus, Afrodita, Atena, Minerva, Hermes, Mercur, la greci și la romani, Odin, Thor și Loki, la scandinavi, Wotan al germanilor și alte zeități ale arealului european. Despre toate putem întâlni multă literatură de cel puțin 2000 de ani încoace. Însă, despre Zamolxe, mult prea puțin, aproape nimic. Dar asemenea lucruri sunt pe cale să se schimbe în următorii ani, deoarece deja sunt aproximativ 300 de foști sacerdoți getodaci, care actualmente sunt întrupați în persoane tinere până în 35 de ani, aici, pe teritoriul României, și care, cel puțin, pe timpul nopții, când dorm, dar și ziua în anumite condiții, chiar dacă ei nu-și dau seama prea mult de asta, sunt conectați cu maestrii din Shambhala. Și în curând lucrurile în România se vor schimba pas cu pas, pentru că profețiile străvechi trebuie să se împlinească, încheie contele Incapuciato. Dragi prieteni, mă opresc și eu aici. Aștept părerea voastră despre această teorie interesantă în secțiunea comentarii de mai jos. Până data viitoare, numai bine, pe curând!